Bine v-am găsit, dragi prieteni! Despre capitala țării noastre au fost realizate numeroase filme și emisiuni. Noi vom încerca să evocăm unele momente ce țin de istoria și cultura orașului drag nouă. Îți scris iubirea, căci răsai în petul meu în toată strălucirea. Dimitrie Cantemir, în raportul științific și literar Descrierea Moldovei, semnat între 1714 și 1716, în capitolul Despre ținuturile și târgurile de astăzi din Moldova, a scris: se mai află aici Chișinăul, un târgușor de mai mică însemnătate, așezat pe râul Bâcul. Stefan Voievoda, dar spui un bârcălar pe cetatea albă, potiri și orhei, satul ce se cheamă Chișinău, de pe țarina râului Băcului, la fântâna Albișoara, în ținutul Lăpuștei, și să îl domnească pe el cu dreptate. Aici, pe strada Albișoara, este locul întemeierii orașului Chișinău. În anii 1824-1834, la poalele colinei unde se află Biserica Mazarache, pe mijloacele dumii municipale, a fost construită o fântână arteziană numită Fontan. De aici, în butoaie, apa se livra în toate raioanele orașului. Ulterior, în 1860-88, a fost înălțat rezervorul distribuitor de apă, care a devenit baza apeductului din Chișinău. Acest târgușor cu timpul s-a extins și în 1889 a găzduit o expoziție agricolă. Despre această acțiune am aflat din pozele fotografului Kondratski. Doamne, vină aici, să mai plapi. Hai așa, du-te-ci. Cu o deosebită plăcere, echipa emisiunii a savurat amintirile alese despre Chișinăul de altă dată a băștinașilor acestui oraș. Un cuplu extraordinar de frumos, Glebus Săinciuc și Valentina Rusu Ciobanu, artiști plastici. Discuția a pornit de la centrul orașului. Între Pușkin și Bodoni, mai aproape de Pușkin era asta, o clădire eparhială așa. Iar la mijloc, în fund, era metropolia. În centru era metropolia și era asta, facultate de teologie. Lângă metropolie era un clădire mare, unde erau de cu întrelevări și niște sală, ceva, și pentru mine era o amintire că jos în clădirea aceea era un fotograf care avea el acolo niște, avea afară un vitrine. Și când am terminat eu liceul,
chiar înainte mi-a luat acel foaia aceea de cu care am făcut viniete cu elevii și profesorii mei și era expus la în stradă. Și de acolo am venit foarte cunoscut. La Colt Pușkin și cu Ștefan cel Mare era cinematograful Orfeum. Foarte frumos el, cu niște scări, cu marmă, cu ăsta. Iată, dar a fost distrus atunci. Centrul a fost dat atunci, dat ordin să fie derămat și ars. Pe mine, la vârsta aceea, mă interesau filmele americane. Ultimele filme care de color, sonor, tot ce vreți. Așa, când aveam vreo 5 ani, 6 ani, filmele erau încă mute și, desigur, fără culoare. Și stătea unul la pian, un tăpăr și făcea muzică. Și erau foarte celebri pe atunci, Pat și Pătășon. Da, ții minte, Pat și Pătășon? Da. Dar pe urmă așa de repede s-a dezvoltat, nici nu pot să vă spun, parcă asta când aveam eu 5-6 ani și când aveam un 10 ani, de cum ultimele filme americane, color și căutam să vedem toate filmele astea. Muzicienii de la Orfeum în 1940 au devenit membri de bază al colectivului de jazz al Filarmonicii de Stat. Mai târziu, această orchestră, condusă de Chico Aranov, s-a numit Bucuria. Și pe urmă Odeon, pe urmă tot, mai ales acolo era afară niște panouri mari și făceau așa niște, chiar, o să fie un film și cu niște fotografii foarte mari și acolo acela arătau pe Marie Țibotarii. Și acolo mama vinea, seara, nu ziua, da, la cinematograf. Mai era Coliseu, de strada Pușkin Colt cu, acum, strada București. Ați auzit așa ceva. Și acolo arătau așa întâi o trupă de actori așa de muzică modernă tot și de la București un fel de se chema nu știu cum cu momente așa mai comice și mai vesele. Și prima dată un film, un film așa mai cu comedia și unul mai, da. Și dacă intrai acolo, puteai să stai câteva, asta, vreo două rânduri sau trei, pentru că bilet, dacă intrai, puteai să stai. Doamna avea pe o mătușă de ei, care era, asta, la intrare și ea vinea, vedea aceste spectacole asta, gratuit. Și clădirea Filarmonicii are o istorie deosebită. Avea arena așa rotundă, pentru că se făcea
scenețele în centru și mai ales când făceau ceva mai complicat, ei de la o jos intrau actorii și intrau prin alt tot. Ieșau prin da, alt. Da, când se îmbrăcau, vineau în alte costume, și foarte interesant. Dar deseori se făcea în scenă, erau filme, dar erau mute. Și era acolo, lângă, undeva un colț al scenii, o doamnă la pian. Și când arătau niște filme, ea de cu compunea niște muzică, dacă trebuia mai repede, mai încet, mai așa. Dar, și acolo puteai tot să stai câteva seanțuri. Și lumea lua sămânță, mâncau sămânță și stăteau vreo două, trei, patru ore. Pe timpuri, cum se numea filarmonica? Era... Expres. Da. Țineți minte de când e clădirea aceasta? E, aceea m-am născut cu dânsa. Da. Iamandi, un grec, era directorul, cu Zaichi, da, erau ceva și lupte. În 1960-1962, clădirea a fost reconstruită de arhitectul Wojciechowski. Expresivitatea și fastozitatea clădirii a fost accentuată de un portic la intrare format din 6 coloane. Doar tavanul divulgă apartenența de cândva a clădirii unui circ. Sala mare a filarmonicii a devenit una de spectacole. Deodată se aude că vine un actor, Constantin Tanase, artist de comedie, da, era așa mare de tot, dramă și un nas, așa de aici până la pământ. Și când vinea el, deodată începe spectacolul, da, vă spune un cuvânt, două lume deodată. Începea să râdă, să ia ceva extraordinar. Numele lui la București este un este, cinematograf, e numele lui Constantin Tanase, dar la Vaslui, în fiecare 5 ani, este un festival. Și eu am fost de vreo 3 ori invitat la festival în numele lui Constantin Tanase. Și acum 10 ani am primit chiar și doctor umoris causa. Care era locul preferat a dumneavoastră în Chișinău? Locul? Știți, nu că eu aveam un loc, dar era un loc, uite, grădina publică, Pușkin. Atunci îi zice pur și simplu grădina publică. Cel mai vechi parc din Moldova se află în centrul Chișinăului. Plantat în 1818, la sfârșitul anilor 60 ai secolului XIX a fost împrejmuit de un gard de fonte de arhitectul Bernardaţi. Tot aici se află unul din cei mai vechi havuzuri din oraș. În 1958 a fost inaugurată Aleea Clasicilor.
Și era foarte frumoasă și foarte multă lume se aduna acolo. Acolo în centru unde, cam pe acolo unde sunt havuzurile astea, acolo era un teren, dacă tu ții minte, flori. Flori și ei aveau așa mai în colțul, grădine publice în colțul din... Și erau sere. Și erau sere bune și acolo erau tot felul de cactus și tot felul de palmieri și tot felul de plante exotice. Și vara le scoteau în parc. Și mai puneau niște lumini de sub, așa, și flori frumoase. Și pe atunci, cum încă nu era radio și de-abia începea, cânta fanfara militară. Asta nu era pentru dans. Era fanfara militară, un chioșc, și ei veneau și fiecare seară cântau. Și copiii se jucau, alergau, oamenii stăteau pe bănci. Nu era pentru dansuri, era pentru ascultat muzică. Și foarte multă lume, era plin de lume. L-ați cunoscut pe Lazar Dubinovski. Ce om era el? Foarte vioi, foarte. El a făcut o leacă studii de vocal și a luat parte la niște filme. Și avea voce, știi? Și în general și la Moscou când ducea, el îi cucerea pe tot, cu foarte începea să cânte. Era o figură foarte importantă, dar era o leacă așa mai voluminos, mai ales grecul, pictul grecul, foarte bine lua masca mea pe care eu am făcut pe el și îl juca pe dânsul, știi? Și el vrea să se apuce, dar nu putea pentru că el juca, că el era ceva foarte vioi și comic. Eu ți-am minte că el mereu făcea cură de slăbire. Cum? Cură de slăbire și multă dispărea, da, și pe urmă nu se ținea el mult. Și iarăși. Da. Lazar Dubinovski s-a născut la Fălești la 1 mai 1910. El a excelat, a făcut monumente, câteva monumente frumoase.
Cariera de sculptor a început din 1938, prezentând sculpturile Suferință, Pietà, Strâmbă lemne. A urmat monumentele dedicate tineretului revoluționar. Grigori Kotovski. Ulterior a realizat portretele sculptate cu David Oistrakh, Alexei Șciusev, Andrei Lupan, Ștefan Neagă. Pe aleea clasicilor, Mihai Eminescu, Vasile Alexandrii și altele. Chișinău de altă dată, eu s-o cot. Principalul este, uite, strada asta și acelea unde era Piața Sfântul Ilie, Biserica Sfântul Ilie și străzi de acolo, eu, noi trăiam acolo, eu m-am născut acolo, în partea aceea. Acolo era centrul Chișinăului vechi. Acolo era, îi spunea Soborul Vechi, Catedrala de altă dată, unde e cinematograful Moscova. L-au explodat, eu știu ce, că noi, când ne duceam de aici la mama mea acasă, la tata, la părinți, treceam pe acolo. Ei au îngrădit ceva cu niște scânduri și nu știu ce, e foarte jalnic. Făceau niște proiecte de îndreptau străzile ca să fie mai bune pentru circulație și unde era o biserică renumită și mare și încolo exact venea strada și trebuia demolată biserica, de făcut așa era cu Sfântul Ilie, acolo strada Gogol. Dar acolo chiar că de la biserică în sus mergea strada Gogol. Acolo, la biserică, la vale, era Piața Sfântul Ilie. Și eu demolat-o, catedrala, acolo unde e cinematograful Moscova. Și în fața ei era o piață. Piață pe care ei cum e acum în centru, atunci era acolo, acolo era centrul orașului. Și dincolo de piață locuiam noi. Era o stradelă așa mică și cu jocurile noastre ajungeam până aici. Și acolo era, adică împrejmuite, era piața, era biserica. Lângă biserică era o casă foarte frumoasă cu coloane mari, rotunde, albe. Casa era albă și cu coloane albe, așa, colonadă frumoasă. Și nu știu ce era acolo. Și pe urmă s-a făcut muzeul bisericesc. Și mai la dreapta era casa guvernatorului. Era cu etaj sau cu două, eu nu țin minte, poate cu un etaj, dar casă frumoasă. Și intrarea dinspre piață avea așa o boltă mare, cât să intre, o trăsură. Nu departe de acolo, acolo vine Biserica Sfântul Ilie. Pe aproape era Piața Veche, unde preponderent erau, mi se pare, armeni, multe magazine, multe case frumoase cu coloane, pe care le-a demolat după război. Ei, războiul nu le-a atins.
Dar după război le-au demolat și au făcut acolo ce-au făcut. Blocurile astea banale. Lică Saenciuc ne-a oferit fotografii rare și desene cu Chișinăul de altă dată. Lică are materiale multe. El e născut la Chișinău și el toate astea încă a mai prins. El a mai prins, se plimba cu tatăl său prin vechiul Chișinău. Are desene și are... Da, și pictură. Și o carte a editat. Și fotografii avea, da, care s-au păstrat. El aduna materiale din altă parte și hărți. Și el are multe materiale. El doar a scris o carte despre o parte a Chișinăului de acolo. Cum se cheamă? Cartea? Da. Cartea Colina Antenelor de Briat. Vântul spulbere frunzele pe acolo ale răscolindu iar sufletul cu tristețile ei. Carme, parme, visele pune noi primevere. O pagină aparte este tramvaiul în Chișinău. Tramvai, da, era sigur. Era un tramvai de la... Două linii de tramvai era. Între gara Visterniceni și cimitir. Și el venea pe strada Pavlov și pe urmă pe strada Haralampie și pe urmă pe Armenească. La deal și când de Paște totdeauna îi puneau și un ataș. Era așa ta lume, tot vreau la cimitir se duceau. Și era așa foarte vesel era, anume să mergi în atașul ăsta care era deschis fără geamuri. Vom merge prin orașul dragostei și las și mâine tot mereu. Și las-l licărească-n ochii tăi fermecătorul Chișinău. Și la finele emisiunii propunem o piesă dedicată orașului Chișinău, semnată de Titi Marin muzică, Efim Krimerman text și interpretată de Maria Codreanu. Fermecătorul Chișinău. Doi ochi negri vis de noapte cu licăriri de stea. Sunteți visul, sunteți viața, sunteți ursita mea. Vom merge prin orașul dragostei și las și mâine tot mereu. Și las-l licărească-n ochii tăi fermecătorul Chișinău. Pa-da-da-di-di-di șapte-ta da 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 da